Ministerul Afacerilor Externe informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Bulgaria că Autoritatea Locală pentru siguranța Alimentară a luat măsuri severe în scopul prevenirii pătrunderii pe teritoriul țării a virusului peste porcine africane. Astfel, în toate punctele de trecere a frontiere sunt instituite măsuri suplimentare de control, fiind interzisă introducerea pe teritoriul Republicii Bulgaria în scopul consumului personal a cărnii de porc sau a produselor alimentare având la bază carnea de porc. În cazul depistării unor astfel de produse, acestea vor fi confiscate. A transmis Ministerul Afacerilor Externe din țara noastră. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale ambasadei României la Sofia despre aceste restricții. Ministerul Afacerilor Externe recomandă turiștilor români consultarea paginilor de internet www.sofia.mae.ro și www.mae.ro.